Marcel Toader mărturisește în această seară ce își dorește de la noua iubită. După ce a avut parte de 6 divorțuri și de alte 10 de eșecuri în dragoste, în exclusivitate. Marcel Toader povestește o experiență tragicomică pe care a avut-o cu prima femeie din viața lui. Cum l-a transformat din fecior în bărbat, aflați chiar de la el, la Wowbiz. Doamnelor și domnilor, după 6 divorțuri, Marcel Toader suflă și în iaurt. Omul de afaceri are acum în minte un plan strict, dar bine pus la punct cu noua iubită. Pentru detalii în exclusivitate, îl invităm pe Marcel Toader. Life is life. Îmbrăcată în negru și e pe catifea neagră. Ah, foarte frumos. Mulțumesc. Mă gândesc că a fost pregătit pentru altcineva și pentru că nu ați reușit să vă întâlniți, mi l-ai dat mie? Pentru tine l-am adus. Sigur? Ca să nu schimbăm lucrurile. Haide, să luăm un loc. Mulțumesc. Pe care loc a stat fosta? Că văd că în seara asta este cu noi începuturi. M-aș așeza alături ca să nu se ia. Așa. Să știi că asta e exact fix pe în partea mijloc. Cealaltă. Asta, mai mult spre Andrei, așa. Da. Ai văzut cum am simțit? Ai simțit, așa este. Să nu se ia, a? Să zicem. Cum se simte Marcel Toader după 6 divorțuri? Păi dacă mă priviți după bronz, mă simt bine. Ai fost la plajă? Da, am fost la Constanța. Singur? Singur. Am plecat vineri, am venit duminică noaptea. Da, am plecat, că am avut puțină treabă, să-l văd pe fratele meu, că a venit dintr-o cursă, el e navigator, a stat 6 Dar minute. Consider că după toate 6 aceste divorțuri, nu ai noroc în viață? Noroc în dragoste? Nu e vorba de noroc. Sau este vorba despre altceva? Nu e vorba de noroc. Bănuiesc că alegerile au fost proaste. De 6 ori? După părerea mea. Da, de 6 ori. De ce nu? Pentru că uneori faci alegeri cu sufletul. Și câteodată nu e bine. Și chiar mă gândeam zilele trecute când am fost la Constanța, pe toate le-am trecut Dunărea spre Constanța. Îți dai seama? Și toate te-au acuzat că le-ai făcut câte ceva rău. Da. De ce? Nu, care toate? Nu. Totuși, nu le cunoașteți pe celelalte, vedeți? Mă rog, majoritatea, cele cunoscute. Da. Care vreau să fie și mai cunoscute, bineînțeles. Printre acuzații prin că ai fi foarte gelos, posesiv. Eu nu sunt un tip gelos. Nu este nici adevărat. Eu am locuit în Franța 10 ani. Am trăit într-o țară unde oamenii au mintea deschisă, foarte deschisă. Oamenii trăiesc viața de cuplu de o manieră, cum să vă spun, libertină. Foarte simplă, libertină, da. Oamenii acolo își satisfac fanteziile împreună, oamenii acolo vorbesc, totul le pun pe masă, tot ce au de vorbit spun în față. Acolo nu există divorțuri, foarte rare divorțele acolo, pentru că oamenii își construiesc o familie, își construiesc un viitor împreună, numai că fiind foarte deschiși la minte, ei își satisfac fanteziile împreună. Ai reușit să faci asta în relația ta, să fii deschis, să vorbești acolo, deschis? Acolo. Aici ai reușit? Nu, aici nu. De ce aici oare? Nu. Pentru că în România, după părerea mea, trebuie să mai treacă vreo 50 de ani. Toate lucrurile, toată lumea le face, toată lumea le știe, dar nimeni nu le vorbește. Ai încercat să faci acest lucru? Nu am încercat. Stau de vorbă cu oamenii, așa, în general, cu oamenii care îi întâlnesc, că la un moment dat mai stai de vorbă și despre lucruri, despre viață, nu numai despre business, bani și așa mai departe, relații și așa mai departe. Dar oamenii sunt închiși la minte, oamenii sunt închiși vis-a-vis de ceea ce își doresc ei, ceea ce gândesc și ceea ce ar vrea să facă în viață. Asta e problema cea mai mare în România. Nu găsești o persoană cu care să stai de vorbă și să spui, uite, eu așa funcționez, eu așa sunt, oamenii și ascund trecutul, atenție, oamenii și ascund trecutul, îl bagă sub preș, cum e vorba, a băgat gunoiul sub preș, și tu îl descoperi la un moment dat și rămâi perplex. Marcel, hai să nu mai vorbim la modul general, hai să vorbim despre tine. Da. Bun. Ce vreți deci, să vă spun? Tu susții că nu ai fost gelos. Nu sunt gelos. Nici nu am fost gelos. Dar ele au fost geloase? Toate. Ce-ți spuneau? Ce făceau? Problema cea mai mare
în relațiile mele, dacă puteau să mă țină legat acasă, să aibă viață frumoasă, dacă puteau să le aduc și luna de pe cer, numai să fiu de acasă, numai de acasă. Să faci totul de acasă. Totul de acasă, da. Țin minte că am avut o relație cu cineva, adică o relație cu căsnicie cu cineva și ne-am despărțit din cauza posesivității. Geloziei și posesivității. Da, aveam motive? Motive nu existau, că n-aveau cum să existe motivele, pentru că eu munceam zi și noapte. Numai că într-un cuplu e o mare problemă, să vă spun despre ce este vorba. Întotdeauna unul iubește, celălalt n-are nimic împotrivă. Când o persoană are foarte mult timp liber, cum spunem noi, mintea odihnită, celălalt din cuplu devine, cum să vă spun, centrul atenției, polul atenției ei. Și în atitudine, și în vorbă, și în comportament, și în tot. Și atunci totul se învârte în jurul celuilalt. N-ai fost nici măcar o dată gelos? Nu. De ce să fiu gelos? Pentru că am mare încredere în mine. Au fost și artiste care, nu știu, mergeau pe scenă, aveau fani. Sigur. Făceau poze cu picuri. Să spun că eu sunt genul de bărbat care, alături de mine, să fie o femeie superbă, să se uite toți bărbații după ea, eu sunt foarte mândru, nu sunt gelos. Din contră, sunt foarte, foarte mândru. Asta am încercat cu toate femeile din viața mea, să le creez o atitudine, cum să vă spun, o atitudine de fancy, o atitudine de provocare. Îmi plac provocările maxim și mai ales în cuplu, doi să provoace într-o adunare, e fantastic. Marcel, dar multe au spus că ești gelos. Multe te-au acuzat de gelozia asta. Păi ce puteau să spună, că au avut o viață extraordinară? Totuși, m-am dăruit până la ultima picătură. Și chiar n-au avut niciun temei, te-au acuzat pur și simplu? Nu. Eu n-am fost gelos niciodată. Eu nu le-am urmărit. Gândiți-vă că chiar în ultima relație, dacă eu eram gelos, gândiți-vă la posibilitățile mele, dădeam două telefoane și știam și ce mănâncă în ultimii doi ani. Nu era o problemă, dar nu. Nu. Poate că ai făcut asta din, din orgoliu. Nu, nici măcar asta. Dar acum, pentru în ultima perioadă, tot vorbim de ultima relație, s-a dovedit că ai cam știut ce a făcut. Nu eu am spus ce a făcut, oamenii au spus ce a făcut. Eu veneam la emisiuni și eram pregătit cu o oră înainte. Iată, iarăși a ieșit cineva, iarăși. Eu le aflam la televizor, eu am rămas perplex. Pentru că eu nu am mers pe premiza o femeie mă înșeală, niciodată. Ai fost acuzat că ai fost violent. Eu nu sunt un om violent. Haideți să vă dau exemplu cel mai bun și cel mai concret al violenței, așa zisei violențe de care am fost acuzat. În ultima seară, 31 spre iulie, spre 1 august, gândiți-vă că mi s-a spus că da, te înșel de când ne-am cunoscut. Da? Și cu persoana respectivă. V-a spus că m-a atins-o? 5 ore jumate? Nici măcar n-am atins-o. Ce părere aveți? Sunt un om violent? S-a întâmplat ulterior? Deloc. Păi nu, era în seara când ne-am despărțit. Oricine o aruncă pe fereastră, nu? Cum spunea Serghei Mizil, acum era la pușcărie deja. Adică să ți spună în față, așa s-a întâmplat. Dar până atunci, până în seara aceea? Eu știam lucrurile și încercam să o aduc pe făgașul normal. Nu, dacă ai fost cumva violent până în seara aceea. Nu. Eu n-am fost violent. Eu am fost acolo zi și noapte. Agresiv, verbal? Nici măcar. Este adevărat că eu am un stil de a spune lucrurile. Foarte ferm. Și foarte concis. Nu vorbesc mult. Dar cuvintele mele sunt tăioase, într-adevăr, pentru că ele, cum să vă spun așa, ele spun adevărul. Întotdeauna spun adevărul. Cuvintele mele, când le spun, le spun cu bună știință și dintr-o experiență sau din lucruri întâmplate. Dar ai jignit vreodată vreo femeie? Nu. Ai înjurat-o? Nu jur. Nici ca sportiv n-am înjurat. Eu nici ca sportiv n-am fost violent. Gândiți-vă că eu jucam pe teren, luam pumnii, vă dați seama, și îl puneam pe altul să vezi, să pedepsește-l pe ăla. Eu n-am fost violent. Și nici măcar o jignire? Probabil, jignire prin cuvinte, da. Nu a fost bine ce ai făcut, asta denotă altceva, sigur, posibil. Și de unde acuzațiile astea? S-au vorbit între ele? Posibil. S-au copiat una pe cealaltă? Au făcut echipă. A început prima, a venit cu niște acuzații și apoi toate celelalte care au urmat. Să nu vorbim de prima. De ce? Care a venit cu acuzații, pentru că nu au fost cu nimic fondate. Vorbi de Ana Maria Ferenț, ca să fim foarte, foarte direct, nu e așa? Ea m-a acuzat că a venit cu vreun certificat, cu ceva, că n-a venit cu nimic. Vreo dovadă concludentă? Aveți o dovadă concludentă că eu am atins-o cu ceva? A câștigat procesul. Cu ce? Ce proces a câștigat? Împotriva... De calomnie, da, nu de agresivitate. Doar de calomnie? Da, atât. Adică a câștigat și 1000 de lei.
Eu zic că sunt mult prea mult mulți bani pentru cât merită. Uf. Nu e așa că sunt bun la cuvinte? Uf, da, da. Cam direct, cam direct. Normal. Ai mai fost acuzat că ți-ai urmărit un interes financiar. Așa. Prin toate aceste... Da, și în ultima relație am fost acuzat, într-adevăr, că am urmărit un interes financiar. Să știți că interesul financiar erau cei 700 de lei pe care ai câștigat la vechiul loc de muncă. Eram înnebunit după banii aia. Mă gândeam să-mi cumpăr o nouă mașină cu banii, să fac un credit la bancă, dar nu mi-au permis. Înnebunit eram să după banii aia. Da. Și de unde acuzele astea, Marcel? Păi ce ar putea spune Andreea? Să spun așa, eu 4 ani de zile am făcut vreo 265.000 de kilometri în România, da? Am fost și tour operator, am fost și manager, am fost și DJ, am fost și sunetist, am fost orice. Am făcut și mâncare, am fost și consilier, am fost și consilier în momente foarte dificile. Mă rog, au fost momente grele în viața lor, în viața lor de familie. Ce putea să spună? Că ce? Ce am făcut eu? Eu m-am abandonat complet pentru femeia asta. Complet. Am fost dedicat trup și suflet acolo. Ai suferit? Normal că am suferit, ca orice om care se dedică. Normal. Ai intrat în depresie? Nu, eu nu sunt cu depresie. Nu. Eu sunt foarte logic. Sunt o persoană care ia în calcul toate lucrurile, bune, rele. Am un stil anume care l-am învățat de foarte mic. Cineva m-a învățat să mă ecranez, cum se spune, să iau lucrurile în mintea mea de o altă manieră, și anume, în mintea mea iau metaforii, vorbind, iau o coală de hârtie, trag o linie pe mijloc și spun în stânga ce a fost negativ și în dreapta ce a fost pozitiv. Și stau cu mine de vorbă, zile întregi, și trag o linie. Și dacă mi iese cu negativ, am uitat complet. Ce a fost, ce a existat, nu mai există persoana respectivă, nici nu mai întresare privirea. Marcel, dacă tu ai făcut toate aceste lucruri și ai fost acest om complet și complex, le-ai avut acolo pe toate și ai fost alături de ea întru totul. Dar nu numai de ea. Eu am făcut foarte multe lucruri pentru femeile din viața mea. De femeile din viața ta. De ce au plecat? Pentru că la un moment dat ridici degetul și zici cred că merit și eu ceva. Și acel univers care l-am creat eu, bula aceea în care le-am pus, e ca și cum am înțepat-o cu acu, bula aia de săpun s-a spart. Și cum adică? Ce vrei? Eu sunt cea mai importantă. Cum adică? Eu le-am creat așa, să știi. E vina mea. Dar eu le-am deci creat tu le-ai creat pe toate într-un anumit fel. Într-un anumit fel, da. Să am grijă de ele, să mă ocup, să fiu tot timpul acolo. Gândește că eu gândeam cu mintea femeilor din viața mea. Eu știam și ce vor să mănânce seara. Printr-o psihologie inversă, prin întrebări subliminale, știam ce mănâncă seara. Și de ce ai spart acea bulă de Nu, pentru că zic, stai, că sunt și eu aici, alu, sunt și eu aici, exist și eu. Aveai nevoie și tu de atenție? Aveam și eu nevoie de atenție, da. Uitau complet de tine? Complet. Asta nici nu mai contau cine sunt eu. Prea mult? Nici nu mai contau cine sunt eu. Asta a fost marea problemă. S-au îndepărtat de tine cu totul? Nu, au avut timp să se gândească și la alte lucruri. Cum ar fi? În zări. Stânga-dreapta. Te-ai simțit trădat? Folosit? Trădat, folosit, da, într-adevăr. De toate? Astea o să le regăsiți într-o carte care am să o scriu. Vrei să scriu o carte? Am să scriu adevărul pur, care a fost în fiecare relație, pentru că toate relațiile mele Marcel, dar le-am să în mintea mea... Până să ne spui de acest plan pe care l-ai cu această carte, aș vrea să-mi spui dacă tu ai să-ți reproșezi ceva totuși. Sigur că am să-mi reproșez. În aceste relații? Sigur, m-am dăruit prea mult. Asta nu m-am pus reproș? Pe mine în valoare, da. Adică n-ai greșit cu nimic? N-am greșit cu nimic. Absolut nimic. Absolut nimic. Absolut nimic. N-ai mințit niciodată? N-am mințit, că n-aveam de ce să mint, că eram acolo. Eu nu am plecat nicăieri de acolo, eu sunt acolo. Andreea, eu am o filozofie de cuplu de o altă manieră. Când stai într-un cuplu, încerci să vezi persoana respectivă și să regăsești în ea valorile sau calitățile pentru care ești cu ea. Mi se pare corect așa. Și atunci te îndrăgostești și mai tare de ea și dăruiești și mai mult. Greșeala mea a fost că am așteptat mult prea mult de la ele. Să gândească cu aceeași minte. Ca ai și-a fost soțul perfect? Eu am fost soțul perfect. N-ai mințit niciodată? Eu am vrut să fac copii foarte mulți. 5 am vrut. Am unul. Perfect. Deci cu toate ai vrut să faci? Cu toate am vrut să fac copii. 5 copii. Eu am vrut 5 copii. Da. Și ele nu au vrut? Nu au vrut. Sau nu s-a Ultima putut? Relație nu s-a întâmplat. Știm de ce. Nu o să spun niciodată. Știm foarte bine de ce. De ce? Noi nu știm. Le-am aflat.
O să vă spun într-o zi. Eu înțeleg că s-a dorit în ultima relație. Da, noi ne-am, eu mi-am dorit foarte mult. Spui noi, la plural. Nu, nu, eu mi-am dorit foarte mult. Eu mai știu una dintre aceste relații care, în care, mă rog, și ea și-a dorit. Mă rog, dar eu vă spun că eu mi-am dorit foarte mult. Deci poate nici nu s-a putut. După caz, poate nu s-a putut. Am aflat după de ce să nu s-a putut. La pastile? Nu. O să vă spun la un moment dat, dacă o să fie sau o să citiți în cartea respectivă. Și în relația anterioară, la fel. Am dorit foarte mult. Dar ai fost acuzat că ai înșelat, ai fost acuzat că stăteai și îți trimiteai tot felul de mesaje, Andreea, pe care le-am văzut și noi la un moment dat. Până nu vin dovezile, nu asta putem să spunem. Am văzut și noi la un moment dat niște mesaje. Mesaje de ce? Că fac ce? Încercai să cucerești o altă fată, o altă femeie. Păi dacă era lângă mine, cum să o cuceresc? Eu am plecat vreodată de acasă fără ea? Eu am fost zi și noapte cu Maria. Zi și noapte. N-am plecat niciodată de lângă ea. Ea a plecat de lângă mine, poftim, cheile, du-te. La evenimente, mă rog, undeva. Și mesajele pe care noi le-am văzut nu sunt reale? Probabil că nu sunt reale. Habar n-am ce mesaje ați văzut, că eu nu mă uit la televizor. Care tu încercai să cucerești o altă femeie. Dar cum să cucerești femeie, dacă eu sunt lângă femeia care mi-o doream cel mai mult? Și făceam totul pentru ea. Gândiți-vă așa, logic. Dar nu s-a întâmplat doar o dată, s-a întâmplat de mai multe ori. Și în relațiile trecute. Ai fost acuzat de același lucru. Cine m-a acuzat de același lucru? Cine? V-a arătat vreo dovadă că eu am vrut să fac lucrul ăsta? Da, l-am văzut cu toții aici împreună. Eu nu știu lucrurile astea. O altă fostă soție de-a ta. Nu știu lucrurile astea. Eu n-am făcut așa ceva. Acolo a fost și mai grav. Asta acolo de vorbă, eram zi asta de și noapte. Și cu persoana respectivă. Am fost zi și noapte acolo, să știi. Am stat de vorbă și cu persoana respectivă, chiar în această emisiune. Care a venit, blonda aceea de care m-a acuzat? Greșit? Dacă v-ați uitat la televiziunea de vis-a-vis când a făcut testul poligraf, a fost minciună. Dar știi că acest test poligraf, nu știu, câteodată foarte, poate nu poate la toate fi... cinci întrebările totuși. Nu poate fi. Și de unde ea mi-a recunoscut ea mi-a recunoscut după aceea, că mi-a spus, da, într-adevăr, a fost mai bun, a fost o făcătură, televiziunile mi-au plătit creditele la bancă, i-au umplut conturile cu bani. Persoana asta s-a recunoscut. Da. După emisiunea respectivă. Dar și după ce? Testul poligraf. De ce? Lucrurile sunt mult mai complicate. Era o gelozie față de fostul soț, căuta pe cineva și așa mai departe. Într-un angrenaj cu un tabloid, da. Ai înșelat vreodată pe vreuna dintre soțiile, iubitele? Deci eu am stat lângă ele. Andreea, eu am stat lângă soțiile mele zi și noapte. Nici le-am îmbrăcat, odată. Le-am făcut micul dejun în fiecare zi. Eu am un stil. Spre exemplu, plec acum la birou, da? Am ajuns la birou. Plec într-o întâlnire. Plec de la birou, prin mesaje. Plec de la birou, mă duc la... în doroban, să zicem, da? Dar știi de ce? Să nu nasc îndoiala în mintea femeii din viața mea. Pentru că îndoiala, dacă o naști în mintea ei, nu o mai șterge nimeni. Și de ce? Poate că cineva mă vede în altă parte decât spuneam eu. Nu e așa că eram mincinos? În schimb, eu, mi se spunea N lucruri. Mi se spuneau N lucruri. Și zic că ai fost văzut în altă parte. Ai fost văzută pe Barbu Văcărescu numărul cu tare. Păi n-am mai apucat să-ți mai zic. Pot să spun foarte multe lucruri. N-am mai apucat să-ți mai zic. De ce? Că pe Barbu Văcărescu e o locație. De ce? Despre ce vorbim? De ce să fii înșelat? De ce să fie înșelat Marcel Toader? Păi dacă au avut mintea odihnită. Dacă aveau tot ce doar trebuie. Doar pentru acest lucru? Păi da. Păi atunci când ai tot ce trebuie, nu pleci în altă parte. Nu așa se zice că te duci în altă parte doar pentru că nu ai ce trebuie acasă? În ultimele 10 luni am experimentat multe lucruri. Da, într-adevăr. Femeile care au mintea odihnită, dar pleacă de acasă. Chiar dacă au tot ce au le tot. Trebuie? Au tot. Și Porsche-le Cayenne, așa. Câte femei dintre cele 6 cu care ai fost căsătorit te-au înșelat? Nu pot să spun asta acum. O să vedeți în cartea respectivă. Și nume o să dau. Deci vrei să scrii această carte în care da. Să dai toate detaliile? Da. Da. O să fie în 4 volume. De ce nu în 6? Nu, în 4 volume. E vorba de copilărie, e vorba de viața sportivă și de viața de cuplu, care o să fie în 3 volume. Când te-ai gândit la această carte? Nu, cineva m-a sunat o editură. Și când va apărea sau când te-a pus să scrii? Ne-am apucat de lucru în toamnă, pentru că până la sfârșitul august nu fac nimic. Decât pun lucrurile la punct. Ce am de făcut, pregătesc lucruri și așa mai departe. Mi-am luat un remember cu mine. Mai pot să mai, nu știu, să începe o nouă relație? Bineînțeles, cum să nu. Eu sunt pregătit oricând. Mintea mea este așa. Se feresc femeile de tine în acest moment? Nu mă interesează lucrul ăsta. Și cum ar trebui să arate noua relație? Nu caut o femeie în momentul ăsta. Cum ar trebui să arate noua relație? Pentru că ai trecut prin atâtea și spui că ai trecut prin atâtea și ai îndurat lucruri și ai suferit. Cum trebuie să arate noua relație? În noua relație trebuie să fim amândoi la fel de importanți.
nu numai o persoană să fie foarte importantă în relație, da? Asta înseamnă că ai învățat din greșelile pe care le-ai făcut în trecut. Corect, corect. Deci nu o să mai faci micul dejun, doar tu? Nu o să mai fac micul dejun, l-am făcut de mii de ori și nu mi s-a făcut niciodată, să fim foarte bine înțeleși. Nu o să mai pun mâna pe acea oală sau tigaie acasă, n-am mai gătit pentru nimeni niciodată, de 10 luni de zile. Nu o să mai stăm împreună, multă vreme, nu. Păi ce fel de relație e asta? Fiecare la casa lui. Fiecare la casa lui? Bineînțeles. Și cum asta fac francezii? Știi cum fac francezii? Francezii, spre exemplu, intră într-o relație, da? Eu ca român, că am avut și relații cu franțuzoice, bineînțeles. Și eu ca român, vin la mine, că am un apartament de 280 de metri pătrați, îl plătește clubul, stăm bine, mâncăm la club, niciun fel de probleme. Nu! Dacă ne certăm și mă dai afară, eu unde mă duc? Da, corect? Bun, corect. Foarte logic. Și înțeleg. Acum o să aplic metoda franceză. Marcel, înțeleg, apropo de metoda franceză, mi-am adus aminte de ceva. Înțeleg că ai avut o relație cu una dintre cele mai titrate atlete din lume. Da, așa e. Despre cine este vorba? O să vă spun la vreme respectivă. O să scrie în carte? Super. O femeie super. Ce naționalitate atunci? Germania de Est. Și de ce v-ați despărțit? Pentru că eu eram în România, greu să plecăm, să ne... Turneele mele, turneele ei, dă seama, campioană olimpică, campioană mondială, campioană europeană de N ori. Deci n-a fost eu iubire, mergeam, pentru că atunci dacă eu mergeam unde e iubire, turnee, se poate orice. Exact cum s-a întâmplat și în prima mea căsnicie. Gândiți-vă că eu cu prima mea soție nu ne-am văzut 6 luni de zile. Iată. Da. Ea juca volei, eu jucam rugby. Pentru campionatul mondial din 1987 am fost plecat în cantonament 6 luni de zile. Deci dacă se vrea, se poate. Se poate că noi eram sportivi și ne aveam mintea la tâmpenii. Nu aveam cum. Noi dormeam de la 2 la 5, seara masa la ora 8, la 10 încuiați în cameră, dormeam până la 2 zi la 7, la 8 micul dejun, antrenamentul dimineața. Și o să ai o relație deschisă? Dacă tu stai la tine acasă și ea la ea foarte acasă? Deschisă, da, sigur. O să-i spui de la sau metoda început? Americană, dacă știți metoda americană. Care e metoda americană? Metoda americană e foarte și mai simplă de atât, și mai directă de atât. Spre exemplu, în America, eu cum oameni ca mine care caută o relație, da? Eu vreau să mă întâlnesc cu tine, da? Ei întotdeauna se întâlnesc pe internet. N-au timp. Muncesc foarte mult. Și se întâlnesc. Iau cina împreună și femeia sau bărbatul spune, eu mai am 3 relații cu care mă întâlnesc. Facem sex, dar dacă eu cu tine ajungem la un numitor comun și avem aceleași lucruri pe care le dorim în viață, toate lucrurile se opresc acolo și plecăm amândoi în viață. Pentru totdeauna. Și dacă este doar din partea ta și din partea ei, nu? Păi atunci își dau seama. Ei sunt foarte corecți. Îmi place de tine sau nu îmi place de tine. Deci ai de gând să ai o relație deschisă, să te vezi cu mai multe femei deodată, le lași și pe ele să se vadă cu alți bărbați. Sigur, bineînțeles, cum să nu. Și dacă una dintre ele pare mai importantă... Bineînțeles, niciun fel de problemă. Crezi că o să accepte pentru cineva că eu am mare încredere în mine. Crezi că o să accepte cineva o astfel de relație? Aici, în România, mă gândesc. Cred că nu. Poate de tocmai tu ai spus că aici nu, toate rețetele astea nu se pot aplica. Poate o să fie o minte deschisă care nu are timp să se gândească la prostii. Adică la dedesubturi, să ajungă cine știe, să vină pe la televizor. Iată, exact de asta ai fost acuzat de mai multe ori. Da. Ai încercat să găsești o relație pe internet. Eu? Da. Când? În trecut. Niciodată n-aveam o relație. Oameni buni, eu în penultima relație eu am stat zi și noapte acolo, la Ștefănești. Despre ce vorbim? Zi și noapte eram acolo. Unde să găsesc relații? Eu Facebook mi l-am făcut acum 4 ani, 4 ani jumate. Despre ce vorbim? Chiar mă acuzau că dacă n-ai Facebook, nu existi. Hai că mi-am făcut Facebook. Eu eram contra acestui site de socializare. Da. Și mi l-a făcut o fină secretară. Tu ai putea să Andrei, eu pot fii orice. Supus eu pot la orice. Un test poligraf pentru că ai atât de multă încredere în el? Sigur, cum să nu. Chiar m-am dus la testul poligraf și în ultima relație, numai că eu am un stent. Și cumva poate să înșele? Da, poate să înșele. E vorba de emoții, e vorba de... Eu m-am dus direct să fac testul poligraf și m-au sunat... am auzit că aveți un stent. M-a sunat medicul respectiv. Da, aduceți actele. Și a trebuit să mă întorc acasă. Eu nici nu m-am gândit să iau actele cu mine. Stați că eu am să mă sustrag de la așa ceva. Eu m-am dus direct. Da. Direct. Și de acolo m-am întors acasă, am luat actele respective cu ieșirea din spital, stentul, ce dimensiuni. Deci pică acest test poligraf. Trebuie să te credem pe cuvânt. Eu vă dau argumente. Da, Marcel, vrem să povestim multe alte lucruri cu tine, dar sigur. După o scurtă pauză. Revenim în doar câteva momente.
Marcel Toader povestește o experiență tragicomică pe care a avut-o cu prima femeie din viața lui. Cum l-a transformat din fecior în bărbat, aflați chiar de la el, la Wowbiz.